Două proiecte în infrastructură extrem de importante pentru județul Hunedoara au fost aprobate de consilierii județeni în cadrul ședinței extraordinare de la sfârșitul săptămânii trecute. Realizarea accesului spre autostrada A1, considerat ca unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură propuse de Consiliul Județean Hunedoara, și drumul Orăștie-Costești-Sarmise-Getuza-Regia, care este deja în faza de desemnare a executantului lucrării. Viitorul drum cu 4 benzi de circulație va asigura conectivitatea cu autostrada A1, va asigura reducerea timpilor de călătorie și creșterea siguranței rutiere. De asemenea, legătura directă cu autostrada va contribui la creșterea calității vieții din municipiul Hunedoara și localitățile limitrofe prin atragerea de investitori și crearea de noi locuri de muncă. Conexiunea cu autostrada traversează teritoriul a 4 UAT-uri, Hunedoara, Deva, Simeria și Hărău, și suprapune 9,3 km din actualul drum județean 687 până la intersecția cu DN7, arteră care trebuie modernizată și adusă la standardul de drum Transregio. Pentru a doua parte a legăturii se propune un nou drum de legătură de 4,45 km care pornește din zona intersecției de la Sântu-Halm, la care se adaugă un pod peste calea ferată și un pod nou peste Mureș, în dreptul comunei Hărău, explică președintele Consiliului Județean Laurențiu Nistor. În ceea ce privește tronsonul de 17 km de drum județean Orăștie-Costești-Sarmise-Getuza-Regia, administrația județeană este deja la faza de desemnare a constructorului. Investiția beneficiază de o finanțare europeană nerambursabilă prin programul regional Vest în valoare de aproape 70 de milioane de lei.